Și sunt convins că este începutul unei relații de colaborare pe care noi o să-l avem pe termen lung. Așa cum a spus-o și aseară și o spun și astăzi, vis-a-vis de remarca colegului dumneavoastră, este a doua oară când ne vizităm, deja am devenit prieteni. Și sper ca până la sfârșitul anului să ne mai revedem cel puțin o dată. Așa cum ne-a propus devenind frați. Stimați prieteni români, doamnelor și domnilor, o lasă tângofona. Eu vin din provincia Hunan, China. O mă gândesc să tângofona, tu e adică cu ce suntem cea mai mare companie de stat din provincia Hunan. O mă gândesc să când să vin, când eu, oameni. Compania noastră are 50.000 de angajați. Cam cât ar fi populația orașului din Slobozia sau la Călărași? Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Am fost foarte bucuros să-l întâlnesc pe domnul primar, pe domnii primar, să-i întâlnesc la Beijing. Mă tângă, tăgă, pe atinti, mă de vaide cu o fost, tăgă, de zonii în putie să o mânță aici, tăgă, 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 putând. La acea dată, biroul de politică externă, de relații externe, al guvernului Chinei a organizat această întâlnire. Să tăgă, putând feța, s-o am ci fânt hân hau. Ne-am întâlnit într-o atmosferă foarte bună și ne-am dat seama că sunt oameni deosebiți. Și am constatat că putem realiza o atmosferă de colaborare, orașele dumneavoastră cu provincia Hunan, putem realiza o relație de colaborare foarte bună. În acest context am decis să venim la Călărași să ne întâlnim, să aflăm mai multe despre acest oraș, despre aceste orașe și să stabilim primii pași de colaborare. Orașul Călărași are o relație de prietenie, de înfrățire cu un oraș din provincia Hunan. Om gânsă cerân și eu, ce să hanyă să le sâță. Și suntem bucuroși să putem continua și dezvolta această relație de colaborare, de prietenie, nu numai între companii și proiecte economice, dar și între de prietenie între orașe. O vorbă chinezească spune că atunci când câteva persoane sau două persoane doresc să se întâlnească, înseamnă că există o atracție și o prietenie între aceste persoane. Să eu și eu am întinde de foto să te iubo. Și eu sper și doresc ca această întâlnire a noastră să fie un prim pas către o prietenie trainică și îndelungată. Și să putem realiza o colaborare prietenească și strânsă. O ia și eu am călălasă de ce pânii mei. 这个记者的媒体朋友都去中国去湖南去这个旅游去参观，我们把热情的接待你们。Noi am venit aici și am văzut frumusețile României, ale orașului dumneavoastră, ne dorim foarte mult și vă invităm să veniți în provincia Hunan ca și turiști, ca și oameni de afaceri și la rândul dumneavoastră să descoperiți atracțiile, frumusețile și oportunitățile provinciei noastre, Hunan. Vă mulțumesc foarte mult! Acum vom trece la partea oficială și anume semnarea acestui acord de colaborare. De fapt este... Aș vrea să vă spun că ieri am semnat
în prezența guvernatorului Hunan, pentru că a ținut neapărat să participe la semnarea acestui document. A fost invitat la Brașov, am semnat, dar normal programul era ca astăzi să semnăm acest protocol. Și am venit împreună cu domnul Lee să-l semnăm aici de față cu dumneavoastră. Pentru mine și cred că pentru toți călărășeni este o onoare de a deschide o relație de colaborare și prietenie cu... cu această societate, respectiv cu domnul Lee și toată conducerea dânșilor. După ce vom semna noi împreună cu dânsul, va veni rândul și colegului meu din Slobozia, participant și dânsul la acea delegație. Și n-aș vrea să fiu răutăcios dacă unii credeau că ne-am plimbat. Plimbarea a fost, sper să fie cu folos. Timpul ne va arăta dacă am făcut plimbare în folos, cu folos sau nu. Și nu în ultimul rând, trebuie să le mulțumim celor domnului președinte al Camerei de Comerț Română-Chineză, domnul Vasilescu Nicu, care a facilitat realizarea acestor relații. Domnule Nicu, să procedăm. Asta de la porcel sau porcel? Din care comunțele. Ia. A luat florile. Ce erau importante ale. Se și sărută? Ne vorbește ceva în chineză. Sper să fie de bun augur ceea ce am semnat astăzi, da? Și a zis de caras? Am emoții. Al Furseco. Municipiului Slobozia, domnul va semna și dânsul la... Asta de la PSD? Cum dracu de să iubesc? Alea sunt ratificii. Pot la Drajna. Sau peste adunare. Mulțumesc!
Ăsta vorbește sau tace? În primul rând, îi mulțumesc gazdei noastre de astăzi, domnului primar de la, de la Călăraș, pentru invitația care, invitația care ne-a făcut-o aici. De asemenea, vreau să le mulțumesc deja prietenilor și partenerilor noștri din China, în primul rând pentru ospitalitatea de care au dat dovadă când împreună cu domnul primar și alți 12 primari din municipiile din România ne-am aflat într-o vizită oficială la Beijing. O vizită oficială care a fost primită foarte bine, foarte bine acolo, pentru că noi primarii suntem cei mai aproape de dumneavoastră, de oameni, și știm exact problemele și necesitățile imediate pe care le avem și ce investiții am dorit să se facă în orașele noastre. Slobozia și Călărașul, orașe oarecum asemănătoare, multe dintre problemele cu care ne confruntăm sunt comune. Discuțiile care au început la Beijing și noi le-am prezentat la modul simbolic ceea ce dorim noi să realizăm. Iată că astăzi, prin semnarea acestui parteneriat cu cel mai mare constructor de stat din regiunea Henan, reprezintă următorul pas și cred că poate la anul, pe vremea asta, o să tăiem panglici la diverse construcții, diverse investiții, pentru că avem nevoie unii de alții și eu sunt sigur că acest parteneriat semnat se va materializa foarte mult în lucruri foarte, foarte folositoare. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc mulțumesc. Dacă presa vrea să pună 3 întrebări atât. Avem un program pe care trebuie să respectăm. Ce investiții urmează, domnule primar, la Călăraș din partea chinezilor? Pe scurt. Suntem în discuții avansate. În primul rând, nu pot investi decât în baza legislației românești. După ce vom stabili și vom cunoaște, într-adevăr, legile românești, atunci vom sta de vorbă. În orice caz, vor fi investiții majore pe care municipiul Călăraș nu le poate realiza din fondurile proprii. Mulțumesc! În ce domeniu se vor face investiții? Deci este o firmă de construcții. Construcțiile având o paletă largă de specializări, așa că infrastructură, apartamente, lucruri de acestea. Aveți în vedere construirea unui cartier rezidențial pentru tine? Veți vedea. Deși sunt foarte riguroși și scrupuloși și dacă vă uitați la Craiova, vă veți da seama. Deși au venit acum pentru acest lucru, urmează ca în perioada următoare, tot prin Camera de Comerț Româno-Chineză, să stabilim întâlniri, vizite, și cu ocazia cărora vom face întâlniri cu oamenii de afaceri. La fel, în domeniul municipiului Slobozia, noi le vom arăta paleta noastră de posibilități și oportunități. Așa cum știți, avem un parc IMM, pentru care avem și un termen de a fi ocupat. Vizita dânșilor va continua în perioada următoare și la Slobozia, unde noi le vom detalia condițiile din parcul IMM. De asemenea, în domeniul construcțiilor, după ce vor face analizele privind necesitatea apariției de noi construcții în municipiul nostru, sunt sigur că și acolo se vor finaliza diverse parteneriate. Mai ales că, așa cum știm, în municipiul nostru există o cerere suplimentară de locuințe noi și deosebit locuințe noi pentru tineri. De asemenea, paleta dânșilor
lor de activități este foarte interesant. Pentru partea chineză aveți întrebări? Dacă nu vă mulțumim, noi urmează acum să ne deplasăm în diferite puncte din municipiul Călăraș. Se dorește inclusiv să mergem la groapa ecologică. Vom vedea dacă la acest timp vom reuși să... Care groapă? Să realizăm ceea ce ne-am propus, să ducă și la ora 7 și o groapă. Dacă la... Tot orașul care are și o groapă ecologică. Vă mulțumim! Da, mulțumim!